Bună seara, bună seara, dragii mei! Așteptăm două minute să vă logați. Bună seara, bună seara tuturor! Bună seara și bine ați venit, dragii mei! Dau muzica un pic mai încet. Așa. Bună seara, bună seara și bine ați venit! Bine ați venit, dragii mei! Haideți să întorc camera, că suntem destui. Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragii mei! Ce faceți? Cum sunteți? Dragii mei, e o seară specială. E o seară specială pentru că e ziua dinainte, e seara dinaintea zilei îndrăgostiților. Așa că pentru ziua îndrăgostiților începem cu ceva produse speciale pentru această zi. Dragii mei, avem reduceri de 60% până mâine seară. Da, așa este. Sultanitele sunt din ce în ce mai puține, din păcate. Marfa încă nu a venit și atunci clar că ele sunt din ce în ce mai puține, e clar. Să cam golește magazinul, asta e. Sper să le primesc. Pe luni marți aștept, sper să fie ok să le am. Da, dragii mei, după cum știți, aveți și această seară trei motive ca să distribuiți. Primul motiv ar fi o brățară cu ametist, o brățară specială, argint 925, care pleacă la 500 de ochișoni în această seară, special am pus-o, este o brățară care, vedeți, are și măsură universală, o faci mai lungă sau mai scurtă, după necesar. Apoi avem la 1000 de ochișori, dragii mei, brățara cu zultanite. Și în încheiere, în această seară, am să dau două câștiguri. Primul câștig o să fie lănțișorul de aur pe care am spus că vi le dau azi și încă mâine, un lănțișor de aur. Și al doilea câștig care o să fie la sfârșitul acestei seri, am făcut special un colier Piatra Lunii și o pereche de cercei. N-am reușit să termin cercei, dar am să-i lucrez. Deci o să fie un set Piatra Lunii, al doilea cadou din această seară, o să plece la cineva. Așa că, dragii mei, Happy Valentine's Day la toată lumea! Și dacă este, am cam zis totul, link-ul magazinului îl găsiți fixat în josul paginii www.theworldofalicejeverly. Sub link-ul magazinului, dragii mei, găsiți un al doilea link în video, care vă arată pas cu pas cum să achiziționați bijuterii de pe site-ul nostru. Și dacă tot intrați pe video, am să vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Și acestea fiind spuse, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și haideți să ne începem distracția. Și cu ce am să încep? Cu ceva mirosuri. Dragii mei, cutie inimioare. Cutii cu săpun trandafir, o nebunie, un miros care îți umple plămânii pur și simplu, foarte frumos. Cutiuță de metal, inimioară, cu 3 săpunele, dragii mei, costă 6 euro, merită, e foarte ușor, scoateți săpunul, trageți o petală, puneți sub apă și vă spălați, să știți că chiar le-am probat de curiozitate, nici eu n-am folosit așa ceva până acum, dar vreau să zic că, wow, miroase și mâna și face o spumă faină de n-ai treabă. Și le găsiți în culorile, dragii mei, acesta este roza, roșiatic, pe urmă roșu și bineînțeles că și săpunelele, da, sunt ca atare, albastru. Și cutiuțele de metal sunt foarte faine, la urmă pot fi folosite pentru orice.
Ce mai am? V-am arătat roșu, pe urmă am aici roza, ia să vedem. Să vă arăt toate culorile, că una e când le vezi în poză și alta e când le vezi în realitate, arată mult și în realitate arată mult mai bine decât în poze, da? Ia uitați! Și încă ceva, fiecare culoare are alt miros. Și asta miroase fain, super. Și mai am, v-am arătat albastru și mai am violet. Wow, și el miroase foarte fain. Și dragii mei, 6 euro, toate. Am uitat să vă spun, toate comenzile care pleacă în această seară și mâine primesc cadou. Câte 2 trandafiri în cutie, în fiecare cutie am să vă pun cadou câte 2 trandafiri la toate comenzile. Yes! Bun! Și dragii mei, după cum am spus, 6 euro, așa că nu sunt scumpe, sunt super faine și trebuie să le aveți. Și trecem mai departe cu următorul produs, pentru că mai am inimioare. Și, adică nu numai inimioare, mai am și inimioare, dar am și săpunele și am coșuleți. Coșuleți auriu, foarte frumos, cu tortițe, ia uitați. Este un cadou excelent. Unde mai pui, că eu împachetez și cadouri, nu? Și atunci îl facem, wow! Da, coșuleți cu trandafiri, trandafiri parfumați, bineînțeles. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 trandafiri, da? Trandafirii noștri și coșulețul nostru, dragii mei, are 10 cm pe 6 cm diametru, da? 10 pe 6, deci ca să-l pun în palmă, să vă faceți o idee cam cât e de mare, ia uitați-l, îl prinzi într-o mână, este destul și e un coșuleț foarte frumos. Îl avem în culorile roșu, roza și albastru. O să știți că poza este de albastru deschis, doar că îmi face impresia că aici, în poză, să văd mai urâți decât aici. Aici să văd mai fain trandafirii, da? Roșu, roza, roșu, albastru și avem și roza. Roza este un roza roșiatic, n-am mai desfăcut coșulețul, da? Da, îl vedeți, este oricum, trandafirii sunt mai rozali decât se văd în poză, ca să știți, da? Bun. Și coșulețul nostru, dragii mei, poate fi achiziționat pentru 8 euro. Yes! Și trecem mai departe. Cutii cadou cu trandafiri. Trandafir roza și violet, pe urmă am cutie cu trandafiri roșii, nu? Astea nu puteau lipsi, clar. Roșu, culoarea dragostei, care nu poate lipsi în momentele astea, dragii mei. Trecem mai departe. Cutia are 11 cm pe 11 cm și 5 cm înălțime, deci este o cutie destul de mare, are 4 trandafiri, da? Să știți că săpunul are și glicerină, este și antiseptic, da? Și ajută foarte bine la spăla mâinile. Uitam aici, râd că mi-a trimis cineva, Cristina Cada, mi-a trimis o chestie de aia care bate din picior. Faină, da? Și poate fi achiziționat pentru 6 euro, dragii mei. Deci sunt ieftine, sunt frumoase, sunt practice și sunt de în vogă și în ton cu 1000 de ani. Da, succes, baftă mult tuturor și sunt în vogă cu timpul. Bun, dragii mei, trecem mai departe. Eu v-am mai pregătit astăzi inimioare aici și dacă termin, v-am pregătit cerceii cu inimioare și pandantivele cu inimioare de la Swarovski
Și după aceea am să prezint ce doriți dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți și eu vă arăt. Bun. Și continuăm. Trecem la Swarovski, la cercei cu inimioare Swarovski, dragii mei. Ia uitați. Swarovski. Minunații cercei, argint 925 cu lavandă, Swarovski, da? Haideți să o scot eu de, să scot eu cercei ca să vadă mai bine. Acum deja cunoașteți Gabriela Stoica, ce înseamnă zultanite. A, da, sigur că da. Ia uite, Gabriela Stoica, un moment, am să întorc camera. Și uite, pietrele astea pe care le vezi aici, vezi? Ia uite cum îți schimbă culoarea, da? Deci aici ai răspunsul. Zultanit e piatra care schimbă culoarea în funcție de sursa de lumină, da? Și poate schimba până la 7 culori. Mulțumită? Ia uitați, argint 925 cu elemente Swarovski, închizătoarea cu leverback, minunata închizătoare cu leverback de la Swarovski, da? Cercei noștri, dragii mei, ...2,8 cm lungime, 1,4 lățime. Cercei cântăresc 4,38 grame. Da, doamna Mariana, din păcate, prea târziu cerceii s-au vândut astăzi. Nu mai sunt. N-am ce să vă mai arăt nici dacă vreau. Nu mai sunt. S-au vândut, da? Bună seara, doamna Domnica. Bună seara tuturor. Bine ați venit, dragii mei. Da, sunt foarte finuși și foarte frumoși. Și în momentul ăsta costă 25,6, aia înseamnă 25,60 de euro. Da, haideți să vă arăt și minunatele culori, pentru că de la Swarovski avem o mulțime de culori minunate și anume, v-am arătat aici, lavandă. No, că iar s-o blocat, nu mai văd mesajele. Gata. Pe urmă, albastru deschis, albastru cerului, foarte frumoasă culoarea și aia, uitați-o. Da? Nu, în momentul ăsta nu sunt scump. Avem 60% reducere special pentru ziua îndrăgostiților, deci chiar nu sunt scumpi. Și cristal, culoare cristal. Ia uitați, sunt superbi. Magazin nu avem, avem decât magazin online. Roșu, un roșu superb, un roșu culoarea sângelui, un roșu Swarovski, cred că asta spune tot, ia uitați ce roșu frumos, da? Mi-ar place un ruj culoarea asta. Și cred că am să caut. Mystic. Ultima pereche Mystic. Swarovski. Aurora Boreală. Wow! Ultima Aurora Boreală. Și aia, uitați-o. Vis. Vis. Îmi plac la nebunie. Oh, 500, hai, a, nu, m-a speriat să scris cineva, hai la 500 și eu m-am uitat repede. Avem 488? 495, 94, wow, haideți, încă un pic, 97, 500, yes, gata. Avem brățara cu ametist, da. Dragii mei, multă baftă urez tuturor. Haideți să vedem la cine pleacă brățara cu ametist și întorc camera. No, nu vrei? Și câștigătorul din această seară este... Baftă tuturor, dragii mei!
Haide, haide, haide. Valentina Luca. Felicitări, Valentina Luca. Multe felicitări, ai câștigat o minunată brățară cu ametist. Aștept să vii cu adresă, nume și număr de telefon în privat, da? Mulțumesc! Bun, felicitări, dragii mei! O seară minunată și mai avem ultima pereche și ultima culoare, roze. Inimioară roze, dragii mei! Argint 925 și trecem mai departe. Și am scos și pandantivele de la Swarovski, inimioară, care pot fi făcute seturi, nu? Inimioara, minunata inimioară de la Swarovski, haideți să vedem și să vă dau și detalii, să vedem pandantivele noastre, dragii mei, argint 925, clar. Lungimea este 1,8 x 1,8, cântărește 3,55 de grame, poate fi achiziționată pentru 24,80 euro cu 60%, cam tot 80 și 60 de cenți avem și le găsiți în culorile, dragii mei, roza. Apoi, albastru, brățări finuțe cu zul tanite, vă arăt imediat. Albastru royal, i-am zis eu, că așa îmi place să-i spun. Un albastru, wow, foarte fain. Păcat că n-am cercei așa. Pe urmă, negru. Avem și un pandantiv negru aici, da? Cristal, lavandă, asta este un violet mai deschis, wow, aurora boreală, mai avem și un pandantiv, aurora boreală. Și brățară cu ametiste, cea de la extragere, nu aveți și la vânzare? Nu, Luiza, nu am. Asta a fost una unică, singură și am păstrat-o special pentru acest moment. Bun, și pandantivele noastre, cum am spus, pot fi achiziționate pentru 24 de euro, după cum am spus. Și trecem mai departe la brățări finuțe cu sultanite. Acum cât sunt de finuțe, cât sunt de nefinuțe, nu știu, dar eu le iau la rând. Haideți să vedem. Ia să le iau, că le-am scos toate aici. Le-am absolut pe toate, nu mai am nimic în cutie, deci tot ce am pe masă. Și să iau și, brățările Pandora. Da. Ok. Cadoul Angeli. Cadou câștigat de fetița mea. L-a câștigat fetița dumneavoastră. Bravo! Felicitări! Ce pot să spun? Să-l poarte sănătoasă, D'Angeli. Da. Și, dragii mei, trecem la zultanite și avem pandori. Pandori. Mă iertați. Și avem brățări în stil Pandora. Când citesc acolo, câteodată citesc cu voce tare, îmi cer scuze. Argint 925, brățări, stil Pandora,
Cu zultanite, dragii mei, piatra care pur și simplu îți taie răsuflarea, deja știți asta, și care te ajută să te simți bine și să te face să te simți și frumoasă, da? Și mai e ceva. Minunata piatră nu scrie nicăieri că are puteri terapeutice, dar să știți că am două cliente, niciuna, două, care s-au vindecat de depresie. Deci, și nu glumesc, vorbesc foarte serios. N-am știut că nu scrie nicăieri despre zultanit că are puteri terapeutice, dar se pare că chiar are. Așa că, dragii mei, le recomand la toată lumea. Da, Luiza, în seara asta, după brățări, trecem la inele și primul o să fie inelul tău. Îmi cer scuze că am întârziat cu prezentarea la inel, da? Bun, dragii mei, brățări stil Pandora, 18 cm lungime plus 5 cm extensia, cântărește 23 de grame și poate fi achiziționate în acest moment pentru 48 de euro. Transportul România, 18 euro. Și trecem mai departe. Judith Rusu, v-am scris privat, dar nu ați văzut. N-am avut timp, că am lucrat astăzi, dar mă uit să văd ce ai scris, bine? Argint 925, brățara argintie, este ultima pe stoc. A, să poți trimite, să-mi iau altceva? Sigur că da, 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 da. Sigur, Judith, cum, nicio problemă, nicio problemă. Brățările costă 48 de euro. Deci, dragii mei, dacă ați cumpărat o pereche de cercei, de exemplu, care nu vă plac, vi-s prea mari, returnați marfa, nu se discută, da? O schimbăm, vă dăm banii înapoi, care cum? Vrei să iei altceva în loc, iei altceva, deci nu se discută, da? Argint 925, da, Iudita, asta pentru tine, ca să știi, indiscutabil. Trimiți marfa și ție ce vrei. Bun, adică ce vrei din ce mai este, ce să spui. Da, argint 925. Asta e normal, noi suntem online, avem un shop ca să-l vezi, așa că nu se discută. Da? Brățările, 18 cm lungime, 5 cm extensie, asta înseamnă 23, deci poți să o pui și la picior dacă e nevoie. Cântărește 23 de grame și pot fi achiziționate. Să mă supăr, Doamne ferește, Judith, astea sunt chestii normale, asta nu ține nimic de supărare. Bine, stai liniștită. Și poate fi cântărește 23 de grame și poate fi achiziționată pentru 48 de euro. Și trecem mai departe la brățări. Aici mai am o brățară dreptunghiulară. Foarte frumoasă brățara, mai pătrățoasă, cum îmi zicea cineva. Argint 925 cu zultanite, dragii mei, da? Brățara noastră, ultima de pe stoc, bineînțeles, 19 cm lungime, 6 mm lățime, cântărește 16 grame, și poate fi achiziționată în acest moment pentru 64 de euro. 16 grame, 19 cm lungime. Și trecem mai departe. Am aici o brățară aurie cu două rânduri. Argint 925, da? Bineînțeles, două rânduri de pietre. Brățara este aurie. Ia să vedem. Numai un pic s-o și găsesc.
Uite-o. Brățara noastră, dragii mei. centimetri lungime, 1 centimetru lățimea ei, cântărește 25,2 grame și poate fi achiziționată pentru 88 de euro și mai am două pe stoc. Și trecem mai departe. Dacă n-am înțeles, Mariana Ungureanu, doamna Georgeta, numai eu, cercei. Rămâne inelul și aș vrea o brățară. Doamna Mariana, vorbim după live, bine? Vorbim după live, mă sunați și reglementăm situația. Oare se duce auriu? Dacă nu bagi la apă, nu se duce. Dacă te speli cu ea pe mâini și așa, da, orice auriu s-ar duce dacă e placat la un moment dat. Nu? Argint, 925. Pietre ovale puse oblic, foarte frumoasă, da. Brățara noastră, dragii mei, 20 de centimetri lungime, 1 centimetru lățime. Bună seara, bună seara tuturor, bine ați venit, dragii mei. Cântărește 23,8 grame și poate fi achiziționată pentru 88 de euro și ea, ia uitați-o. Pietre ovale, montură oblică și să vă spun că la ea puteți să vă luați și cercei, ia uitați, cercei cu filet, care costă 18 euro în acest moment. Poți să-i purți și oblic și în picioare și, nu? Foarte fain. Așa, și trecem mai departe, mai avem o brățară lacrimă. Bună seara, bună seara tuturor, bine ați venit, dragii mei, dați-mi voie, pentru cei ce nu mă cunosc să mă prezint, mă numesc Gabriela Ciulica și sunt reprezentant al magazinului de bijuterie online The World of Alice Jeverly și în seara asta, dragii mei, aveți mai multe motive să distribuiți, pentru că avem mai multe cadouri. La 500 de ochișori deja au plecat brățară cu ametist. La 1000 de ochișori avem brățară cu zultanit. Brățară cu zultanit, o minunată brățară care pleacă la 1000 de ochișori. Stă ceva, de ceva timp aici și încă nu s-a dat. Apoi, la sfârșit avem un lănțișor din aur care pleacă la cineva. Nu știu la cine, nu știu, vedem, multă baftă tuturor, un lățișor din aur roze, aur de 14 carate, da? Și mai am, stai să văd dacă nu am cercei făcuți, nu. Am trecut o pereche de cercei piatra lui, scapede. Și am un set, făcut special din piatra lunii, ia uitați-o. Colier, piatra lunii și o pereche de cercei, piatra lunii, pentru doamnă de ziua îndrăgostiților cadou. Așa că, dragii mei, soțul meu, când are câte o pauză, fără distribuiri, face cercei ca să pot arăta și cercei. N-am reușit, am avut mult de lucru și n-am reușit să-i fac. Dragii mei, link-ul magazinului îl găsiți fixat în josul paginii. www. The World of Alice Jeverly. Yes, au venit și cerceii. Da? Acesta este minunatul set care pleacă la, în seara asta, la o doamnă minunată. Bun. Linkul magazinului, cum spuneam, dragii mei, îl găsiți fixat în josul paginii. www. The World of Alice Jeverly. Sub linkul magazinului găsiți un al doilea link, un video care vă arată pas cu pas cum să achiziționați bijuterii de pe site-ul nostru și dacă tot vizionați video, vă invit să și vă abonați la canalul nostru de YouTube. Vă mulțumim pentru asta și haideți să ne continuăm distracția. Avem brățară lacrimă, ultima de pe stoc, bineînțeles. Așa, argint 925, dragii mei.
20,5 cm lungime. Deci avem o brățară pentru o mână hotărâtă. Ia uite-o, eu am 20, e lărguță, da? Deci pentru o doamnă cu mână hotărâtă. 6 mm lățime, cântărește 15 grame și poate fi achiziționată în acest moment pentru 60 de euro. Ieftin, ieftin ca fraga. Și că m-a întrebat cineva o brățară finuță, ia uite aici că am una. Ea e cea mai finuță dintre brățările cu sultanite, vorbesc, da? Că avem și alte brățări, dar... Da? Brățara noastră, dragii mei, argint 925, asta e clar, cu pietre bătute foarte faină. Da, mulțumesc, auzi că te saluta mâna dreaptă. Mâna mea dreaptă se află în partea stângă. Păi spune și tu, bună seara tuturor. El e mai rușinos așa, el stă acolo în colțul lui, bine mersi. Și mă aprobă. Și asta e important. Kiki. Da, dragii mei, argint 925, brățara noastră, eu zic că e finuță, da? Avem o brățară de 19 cm lungime, 5 mm lățimea ei, cântărește 16,6 grame și poate fi achiziționată pentru cât credeți dumneavoastră? 48 de euro. N-ați mai văzut așa ceva, nu? La sultanite. M-aș bucura să câștig lănțișorul chiar de ziua mea. Felicitări la mulți ani și Doamne ajută să câștigi! Și trecem mai departe, dragii mei. Încă o brățară minunată. Dragii mei, dacă nu vă descurcați, ați văzut magazinul, ați văzut linkul cu video, cum să achiziționați? Da, așa este. Cum să achiziționați? Dacă nici așa nu vă descurcați, atunci scrieți ajutor și după aceea mă întorc la dumneavoastră și vă ajut să vă achiziționați. Brățara asta, Ionela Mihuț, e faină, e foarte faină. Brățara noastră, dragii mei, argint 925, placată cu aur, da, se vede, aur de 18 carate, cu niște zultanite impunătoare, după cum se vede, da? Servus Georgiana, nu te-am mai văzut de mult, Georgi, bine ai venit! Brățara noastră, dragii mei, să vedem unde este, că nu prea văd. Argint, 925. Păi să știți că nici nu e pe site. Da, să mă uit la colecția de brățări, ceva nu e clar. Ajutor, Ileana Toma. Sigur că da, Ileana Toma, după live. Să-mi dați Ramona, vino, cum? Cine, dragii mei, Ramona Vinogruschi mi-a cerut ajutorul, te rog să-mi dai acceptul pe Messenger ca să pot să te contactez, da? Care scrieți ajutor, noi vă cerem prietenia pe mes, trebuie să-mi dați acceptul, că altfel nu vă pot suna, ok? Bun, mulțumim și haideți să continuăm. Să știți că brățara asta chiar nu-i pe site. Nu este. Păi de-aia și-o rămas aici, că nu era pe site la vânzare. Deci, dragii mei, brățara poate fi achiziționată pentru 60 de euro. Nu-i pe site, așa că va trebui să mă contactați în privat pentru ea. Bine că am văzut și trecem mai departe. Mai am una? Da, mulțumesc și eu, Ramona. Argint 925, brățară, placată cu aur de 18 carate. Este pusă deoparte, da. Brățara noastră, 18 cm lungime, pe 1,5 lățime și mai are și extensie de 3 cm, da?
18 lungime și 3 cm extensia. Brățara cântărește 13,2 grame și poate fi achiziționată în acest moment pentru 60 de euro. Da, mulțumesc, Georgi! Să știi că imediat am simțit că nu ești pe aici, imediat am simțit lipsa, știi? Bun, și am aici o brățară. Puneți brățara, o vreau eu. Da, vorbim după live, Mariana Ungureanu, bine? Bun, și acestea fiind spuse, dragii mei, haideți să vă las un moment cu zultanitele și mă duc să aduc niște inele. În primul rând, am pe doamna care așteaptă de ceva vreme inelele care nu n-am mai reușit să îi le prezint. Așa că acum încep cu ele. Haideți să vedem ce vă pot prezenta astăzi. Oh, da. Ia un pic de astea cu plin de aici. Să pun astea jos. Și m-am întors, dragii mei. Nu, haideți să vedem. Prima dată, Luiza, hai să caut inelul pe care aștept să-l vezi de vreo 3 zile, dacă nu mă înșel. Tot n-am apucat, azi ziua lui. Nu, numai să-l și găsesc. Ha, da. Camera mea, oprește un pic, te rog. Argint 925. Foarte frumos inelul. Inelul nostru, dragii mei, pare să că, da, mai sunt două pe stoc, da, două bucăți. Foarte frumos. Mariana Nistor, inele cu zultanite. Da, vă arăt și cu zultanite imediat. Vă arăt ce mai am. Inelul nostru, dragii mei, mărimea 52-54. Da? Asta e mărimea 52. Capul inelului. 2 cm pe 1,3, cântărește 3,2 grame și poate fi achiziționat pentru 12 euro în acest moment. Argint 925. Bun, foarte fain. Și trecem mai departe. Haideți să vă mai arăt vreo două inele și apoi vă arăt zultanite. E superb, aș dori. Mărimea 54. Sigur, Luiza, ți-l pun deoparte 54. Pune-l și scrie numele. Da. Și ia, uitați, un inel frumos, un model frumos, argint, ceva lunguiețe cu zultanit. Măi, oameni buni, eu vă arăt tot ce am în momentul ăsta. Nu prea am, aștept să vie că nu mai prea am marfă. Dar păi, uite că nu mai vine marfă, na. Inelul nostru, dragii mei, argint 925. Găsiți mărimile 55-60. Mai sunt două bucăți. Capul inelului, dragii mei, 3,5 cm pe 2 cm, cântărește 13,5 grame
Și poate fi achiziționat pentru 24 de euro în acest moment. Și o brățară Zoltanila 48 de maxim 19. Da, hai Luiza că vorbim după live, bine? Te sun imediat după live și vorbim. Bun, și haide să arăt zultanite. Lumea vrea zultanite, așa că zultanite să fie. Un inel mai lunguieț cu zultanite. Am avut. Dați-mi voie să văd ce mai am lunguieț. Da. Am și lunguieț. Ia uitați-l. Inel cu zultanit lunguieț. Argint 925. Inelul nostru, dragii mei. 4 cm lungime, 1,8 lățime, cântărește 9,2 grame. Și mulțumesc, Luiza, și poate fi achiziționat pentru 60 de euro. Pe urmă, tot la rubrica inel lunguieț. Argint 925, da? Inelul nostru, dragii mei. Mărimea 59 și ultimul de pe stoc de la model. Capul inelului 3,5 cm pe 2 cm. Cântărește 7,7 grame și poate fi achiziționat pentru 48 de euro în acest moment. Wow! Să-l pun la vitrină, e ultimul și el. Și ce mai am aici? Da. Inel mai mare de data asta. O să-mi las pensia la dumneavoastră. Ha, doamna Renate! Inelul, dragii mei, argint 925. Ia să vedem, avem un inel argint roze de data asta. Am zis să mi-l puneți deoparte. Pe care să vi-l pun deoparte? Doamna Manga, te sun după să văd care e. Nu știu care e ăsta. Inelul nostru este mărimea 60. Capul inelului, dragii mei, 3,5 cm pe 2,2, cântărește 10,2 grame și poate fi achiziționat pentru 60 de euro în acest moment. Unu finuț gen de logotnă, Ionela Costea. Ăla lunguiețul vrea? Nu știu care, las că o sunăm, scriu, că o sunăm după live și vedem. Și trecem mai departe. Unu finuț de logodnă. Da. Nu știu ce mărime aveți, am unu finuț de logodnă. Aha, ăla lunguiesc cu 48 de euro. Ok. Am înțeles. Așa să fie. Pune acolo, scrie doamna Manga, Adina. Pune. Stai să-l scot de pe, să nu se vândă între timp. Că nu mai am să-l dau după aia. Un moment. Bun. Da, un inel simplu. Da? Argint 925, neluțu, cu o zultanită micuță și mai am modelul ăsta și, pe, și cu inimioare.
Da, și inimioară. Inelușele, dragii mei, acestea sunt ultimele două și ele. Găsiți mărimea 54 și mărimea 56 și pot fi achiziționate pentru 28 de euro. Și haideți să vă arăt și inimioarele, dacă tot suntem la ele. Inimioarele noastre și ele costă 28 de euro și le găsiți în mărimea 51, 54, 56. Mai sunt 3 bucăți. Și tot la rubrica inel de logotnă, ia să vedem. Mai am unul. Mariana Nistro, e acel cu 60 de euro. Da, o pune Laur, scrie Mariana Nistor, 60 ăsta. Ok, l-am pus, Mariana. Argint, 925. Rotund, cu zultanit, da. Să vedem că... Nu prea îl găsesc, ba da, uite-l. Inelul nostru, dragii mei, mărimea 55, capul inelului, 1,3 cm diametru, Adina Zelinski, îl vreau eu pe ăsta și poate fi achiziționat pentru 36 de euro. Dragii mei, scrieți ajutor care vreți să mai cumpărați. După live, mă întorc la dumneavoastră? Sigur căut că da. Bijuteriile noastre pleacă în toată lumea, dragile mele care ați cumpărat. Poate vreți să lăsați un coment pentru persoanele mai reticente, ca să apuce un pic de încredere. Vă mulțumesc. Să le spuneți un pic, nu știu, ce vreți dumneavoastră, dacă suntem serioși, dacă bijuteriile sunt de calitate, dacă zultanitele vă plac. Mă rog, chestii de genul. Vă mulțumesc pentru asta. Am o lacrimă. O lacrimă frumoasă. Ultimul din model. De ce mi-a apar aici două când eu am numai unul? Inelul este mărimea 57. Este ultimul din model. Cercei cu zultanite. Aha. Inelului, dragii mei, 2,3 cm. Nu se aude? Ops. Nu se aude. Nu se mai aude. Ups. Ok. Stai să vedem atunci de unde nu se aude. De ce? Stai să văd. Se aude acum? Se aude foarte încet. De unde se aude? Stai să văd. Acum se aude mai bine? Nu se aude. Ops. Ok, stai să întorc camera și să vedem. De unde se mă uit la urmă?
Acum se aude mai bine? Alo, se aude? Se aude încet. Nu înțeleg, nu știu ce să zic, nu știu de unde. Asta e de la ei, nu de la mine. Se aude? Se aude mai bine? Nu se aude. No. Aoleu, nu se aude. Nu. Nu pot să închid și să dau drumul că se pierde. Acum se aude încet, încet. Nu. No. Asta e de la ei, nu e de la mine. Hai să vă la. Unde e microfonul? Nu, cu ce să fie acoperit? Nu. No. Nu merge. Nu este, dau eu de la volum. Volumul da la maxim, nu merge. Volumul maxim, nu încearcă să-mi dai aici de pe, să te blochezi. Nu se aude, n-am ce să fac. Da, de la internet. N-am. Nu se aude. Ce să fac? O să închid. Închid și pornesc din nou. Scrie tu acolo mesajul. Închid și pornesc din nou.